agresivă, antena 3 împotriva noastră. Pentru că genul de Voicilescu este reacomandat. Alexandre Scola, pentru GSDS, iar el a dorit, Voiculescu, de fie anunțiat de data de 10 ani să candideze la Parlamentul Local. Iată ultima dezvăluire interesantă, zic eu, din înregistrările care nu se mai termină cu Adrian Țuțuianu, liderul PSD Dâmbovița. De această dată Țuțuianu a vorbit despre un scandal cu Antena 3, iar Țuțuianu le explica probabil colegilor pesediști ce și cum, de ce nu mai apare el la emisiuni și așa mai departe. Iar tot ceea ce se întâmplă apropo de partid pe acel post de televiziune este dictat de faptul că, spune Țuțuianu, nu-i așa, Dan Voiculescu vrea legea amnistiei și a grațierii ca să scape și domnia sa și să poată candida la europarlamentare, dar de asemenea să scape și domnul Alexandrescu, care este în spatele gratilor. În ceea ce privește invitațiile la emisiune, Alexandra Stoicescu a avut un drept la replică destul de interesant, pe care aș vrea să-l vedem împreună, dacă ni-l arată și regia, și iată dreptul la replică. Alexandra Stoicescu a fost extrem de fermă și a spus că nu există așa ceva, că domnia sa hotărăște cine vine la emisiune și că nimeni nu impune dacă un invitat sau altul nu are ce căuta. De asemenea, Dan Voiculescu a avut și o reacție interesantă pe propriul blog, o reacție prin care îl face praf pe Țuțuianu și evident ține apărarea Alexandrei Stoicescu și a postului de televiziune pe care îl conduce. Dincolo de asta, doamnelor și domnilor, aceste înregistrări par să ne arate niște lucruri din de sub așternutul relațiilor interumane și nu numai. Iată, Alexandra Stoicescu spune despre Țuțuianu: este o minciune sfruntată, nu am vorbit cu domnul Stănescu despre nicio emisiune și nu am anulat vreo emisiune. Să-l sunați pe domnul Stănescu, să-l întrebați când a vorbit ultima oară cu mine. Ei, au apărut și, de altfel, tot felul de dedesubturi despre o presupusă relație de amiciție, să-i spunem așa, mai de mult, când nu era Irina pe piață, între Alexandra Stoicescu și Liviu Dragnea, dar nu sunt zvonuri cărora să le dăm crezare. Dincolo de asta, trebuie să vă spun că serialul Țuțuianu probabil că nu este la ultimul episod, pentru că, iată, ciclic apară tot felul de înregistrări. Și culmea, Țuțuianu mai și vorbește, dacă vă aduceți aminte, despre PSD, partid de maimuțe, despre înțelegerile pe sub masă cu Liviu Dragnea, iar acum a vorbit și despre relația cu Antena 3. O să comentez acest subiect cu invitații mei, pentru că aceste înregistrări fac parte, nu-i așa, din viață și câteodată mai aflăm și noi ce se întâmplă. Cu noi în studio, le mulțumesc pentru prezență, Monica Tatoiu, bun găsit, doamnă. Da. Colega mea Liliana Maria Anastase, bun găsit, Liliana. Claudiu Săftoiu de la PNL, bun găsit, domnule Săftoiu. Și avocatul Bogdan Bărbuceanu, bun găsit, domnule Bărbuceanu. Ați, sunteți la curent, nu? Cu dezvăluirile ciclice în înregistrările cu domnul Țuțuianu. Acum nici nu mai știu dacă aceste înregistrări sunt cu voia domnului Țuțuianu sau sunt luate de un țuțăr de la partid, pe principiu, ia uite, șeful spune lucruri trăznite și cum mă fac eu util societății. Dar toată această poveste ne arată cam cum se joacă pe, în stratul ăsta rarefiat al politicii. Bă, de ce apăsăm într-o parte, de ce apăsăm în cealaltă parte? Din ce știu eu despre domnul Țuțuianu și despre zona pe care o conduce acolo, domnul Țuțuianu este responsabil pentru predarea fostului șef, domnul Stan, parcă, care a fost șeful organizației PSD din Dâmbovița. Domnul Țuțuianu are o istorie a trădării în sânge. Și dacă ne mai uităm la modul în care și-a aranjat pica, întrebarea este: iubesc trădarea, dar disprețuiesc pe trădătorii. Acum trebuie să plătească. Mie nu-mi place domnul Țuțuianu, deși îmi place ce a făcut, că a încercat să-i bage bățul prin gard lui Dragnea. Dar nu cu oameni de calibru moral, între ghilimele, al domnului Țuțuianu, pot să faci ordine în PSD, zic eu.
Dar cu cine, doamna Tatoriu? Că totuși ceea ce spune Tuțuianu le spune într-o adunare de persoane, că nu pot să spun altfel, și le explică acelor persoane care sunt mișcările de trupe, de ce vrea aia, de ce vrea aia, ce se întâmplă acolo. Minciuna, spus, adevărul spus pe jumătate, e cea mai bună minciună. Ziceți dumneavoastră, da. Domnul Săftoiu. Bun, răbufnirile din PSD fac bine celor care vor să afle ce se întâmplă cu adevărat într-un partid nereformat, supra-dimensionat și plin de orgolii. Acolo, domnul Tuțuianu, știm bine, dincolo de faptul că are un istoric în partid foarte solid, el e unul dintre liderii puternici care a și ajuns ministru, printre altele, și care a plecat de la minister cu cântec, dânsului au rămas destul de multe sechele legate de modul în care a fost debarcat, foarte ușor, de actuala conducere, de domnul Dragnea în speță. Și nu uită, plătește înapoi. Mai grav este însă ce am aflat despre înțelegerile cu televiziuni de știri. Când spui că tocmai vergi 2 milioane de euro pentru, nu știu, a se deschide platourile pentru Antena 3, că practic domnul Tuțuianu cam asta spune, asta înseamnă mai mult decât o relație corectă între presă și politică, iar faptul că lucrul acesta e plauzibil și foarte probabil, îl arată ce? Tăcerea domnului Voiculescu pe acest subiect în momentul în care a fost întrebat despre declarațiile domnului Tuțuianu. Dânsul doar a spus atât, incorrectă informația, îmi place România, rămân în România, nu plec europarlamentar. Dar atacul devastator al domnului Tuțuianu a fost la modul în care PSD înțelege să diluiască, să spun așa, în termenii aceștia mai moderni, o relație cu mass media într-o formulă care ne poate duce la gândul că acolo e o frățietate de sânge și de bani. Și că, practic, Antena 3 poate fi un braț armat bine plătit al PSD-ului în opinia publică românească. Asta e, știți cum e, ca și secretul lui Polișinel, da. Toată lumea știe despre ce este vorba, dar nimeni nu spune care este sursa. Ei, hai ca să băgăm pe toată lumea așa în ecuație, domnul Dan Voiculescu, domn profesor, cum mi se spune, a postat pe blogul personal vis-a-vis de aceste înregistrări. Îl citez, a intitulat articolul Știri false, fake news. E bine. Și zice așa, am citit în spațiul public că doresc să devin europarlamentar. Afirmația este incorrectă. Nu mi-am propus asta niciodată, locul meu este aici, în România, unde mai am multe de făcut. Răspuns, două puncte, la orice, numai panică, nu. Acum câteva zile, priceputul în economie și președintele al Comisiei Economice din Parlamentul României ne-a anunțat că vine criza mare și după aceea ne-a explicat domnul Voiculescu cum e cu criza și așa mai departe, pentru că nu e așa, pe blogul domniei sale, unde scrie întâlnire cu Dan Voiculescu, are un motto, nu împart oamenii în prieteni și dușmani, ci în oameni care mă cunosc sau care nu mă cunosc. E ca o dedicație la radio pentru toți cei care mă cunoaște. Da, Liliana. Fără a intra neapărat în sfera politică, eu vă spun că raționamentul juridic a domnului Tuțuianu este lipsit de sens. Fie domnul Tuțuianu a vorbit și a imaginat dumnealui că se poate întâmpla lucrul ăsta, fie cineva l-a păcălit și dumnealui a luat-o de bună. Și vă spun și de ce. Pentru că Dan Voiculescu a fost eliberat condiționat. Pentru ca PSD-ul, să spunem, să dea o lege prin care să poată candida, pentru că are aceste drepturi interzise pe o perioadă determinată de către instanța de judecată, ar fi trebuit să schimbe toată legea privind eliberarea condiționată. Că nu putea să dea o lege numai pentru Dan Voiculescu. A fost eliberat condiționat și numai Dan Voiculescu poate candida. Este vorba de amnistia. Amnistia înlătură efectele condamnării, adică ca și când n-ar fi fost condamnat. Nu mai dacă dacă e pe amnistie, toată lumea e spălată și la revedere. Pe o categorie de infracțiuni sau pe un quantum al pedepselor. Vorbim de o infracțiune pentru care a primit o condamnare de 10 ani. Deci amnistia nu putea merge până la condamnări de spălare de bani, evaziune fiscală și 10 ani de... Noi vorbim pe un caz clar, concret, despre care vorbea domnul Tuțuianu. Eu nu vorbesc despre amnistia pe care vroia Liviu Dragnea să o dea pentru condamnarea lui de 2 ani cu suspendare. Iar
în ceea ce îl privește pe Sorin Alexandrescu, de ce nu cred că stă în picioare varianta asta? De foarte puțin timp, nu cred că au trecut 2 săptămâni, Sorin Alexandrescu a făcut o contestație în anulare, care a fost respinsă cu succes. Deci dacă ar fi fost niște scori, să spunem... Asta e cinic, cum spui tu așa, că contestația e respinsă cu succes. Vă spun cum s-a întâmplat în instanța de judecată. Eu nu știu ce au vorbit ei acolo. Justificată condamnarea. Eu nu știu ce au vorbit ei acolo, ce fel de discuții au constat totuși că numai domnul Țuțuianu este mereu înregistrat și apar aceste înregistrări. Eu vă spun, la Sorin Alexandrescu a făcut o contestație, a apelat la o cale extraordinară de atac, a fost respinsă și domnul Sorin Alexandrescu a fost condamnat în perioada în care PSD era în floare și chiar la guvernare. Deci dacă ar fi fost măcar aceste discuții, eu nu cred că se pot aranja chiar așa eliberările astea. Nu cred că se pot face. Ori fi fost cazuri, nu, eu n-am văzut nu am avut dovezi vreodată clare în acest sens. Nu avea cum, nu mai condamnau. Haideți că în acel dosar Sorin Alexandrescu a fost singur condamnat cu executare. Aici vorbim de niște lucruri care țin de un întreg pe care vreau să-l comentăm. Eu vorbesc despre înregistrările în care domnul Țuțuianu, Dita mai baronul de Dâmbovița, de la PSD, aflat în stratosfera aia politică, unde ăștia știi că au altă logică și alte idei despre normalitate, spune lucruri de genul ăsta, acuze de astea la adresa postului. Îi aburește pe aia de la Dâmbovița. Așa, doamne, dar fiți atentă. Aburește. A ieșit Țuțuianu acum și ne-a spus și el că nu ne răspunde la telefon, dar a ieșit și ne-a spus așa, îl citez, că avem ce comenta Bogdan Bărbuceanu. Constat că sunt din nou ținta unor înregistrări denigratoare în continuarea celor apărute deja în spațiul public, motiv pentru care sunt obligat să fac următoarele precizări. Ca să-i dăm și domnului Țuțuianu să zică așa. Toate discuțiile au avut loc în cadrul organizat al unor întâlniri de partid, la care au participat primari, viceprimari, nu citesc toată fraza, că e mare. 2. Fragmentele apărute, când a făcut PSD-ul, partid de maimuțe și așa mai departe, și toată povestea... Nu că n-ar avea dreptate. Au fost intenționat scoase din context, fiind evidențiate doar acele pasaje menite să genereze conflict cu liderii partidului și mai nou cu trustul Antena 3. 3. Acțiunea de înregistrare a fost un act premeditat, spune Țuțuianu, orchestrat de persoane cu trecut securistic din cadrul organizației județene, sub directa coordonare a unor membri din structura centrală a partidului. Înregistrările au fost livrate televiziunii de către oameni din partid. 4. S-a spus despre mine că aș avea legături cu serviciile de informații. Eu consider că mi-am făcut doar datoria. 5. Ar fi fost de așteptat ca liderii centrale a partidului să condamne imediat aceste practici securistice. 6. Discuții similare au loc în toate organizațiile județene și țin de firescul unor dezbateri. Dacă mă iau după domnul Țuțuianu, maimuțe sunt peste tot. Așa. 7. Da. Constat că sunt o țintă predilectă de la momentul semnării declarației acelea împotriva lui Dragnea. 8. Rămân un om demn. Nu mai citesc mai departe. Și 9. Contrar așteptărilor celor care au instrumentat această campanie împotriva mea, organizația PSD Dâmbovița rămâne unită, puternică și determinată. Acum. Nu, stați un pic. Că dacă Țuțuianu are dreptate și înregistrare, oricum l-au făcut niște securiști, da? Da. Și le-au dat. Dar el cum a ajuns ministrul la apărare? Păi, doamne, fără să fie securist? Hai să fim serioși. Nu știu. Sunteți aici. Sunteți aici să comentați. Deci cum? Astfel, atunci când facem afirmații, să le putem și proba. Acum, sigur, ne puneam cu toți întrebarea dacă domnul Țuțuianu a aruncat pe piață aceste informații intenționat și ar fi un trădător sau nu. În urma acestui comunicat, înțeleg că nu. Și atunci, sigur, că orice președinte de organizație... Vorbim despre el? Păi despre el vorbim. Mai am o întrebare. O singură întrebare. Dacă Țuțuianu are dreptate și e făcătură, e, cum să vă spun eu, făcută ca la grădiniță, da? Păi, în mod normal... Îi suspectați de prea multă inteligență? Nu. Aceste înregistrări, în mod normal, pe filiera asta pe care o cunoaștem cu toții, ar fi trebuit să ajungă la Antena 3. Dar ăștia ce au zis? Stai, mă, să facem altceva. O dăm pe canale la România TV. Deci, vedeți, chiar ca la grădiniță. E un pic gândită. Și Antena 3 sare. Ce-ai făcut, bă, te-ai luat de noi? Adică e gândită, despre ce vorbim. Două cuvinte vreau să mai spun. Faptul că un președinte de organizații
în interiorul organizației pe care o conduce, își manifestă o anumită poziție față de conducerea de partid, față de anumite aspecte ce țin de activitatea de partid, cred că nu este ceva în neregulă. Chiar dacă ele sunt contrare doctrinei partidului sau a conducerii actuale. Da? Nu putem spune despre PSD că povestea organizației de Bănița. O știți? Ar însemna ce s-a întâmplat acolo? Ca toți membrii de partid să gândească, să vorbească în același fel, să aplaude. Sau... Da, acolo sigur, știți ce s-a întâmplat. Are o poziție și a avut o poziție critică. Numai că și eu pot să fiu critic acum la adresa dânsului, aducându-mi aminte de ultimul CEX, da? Da? Dânsul fiind printre cei, printre primii semnatari ai acelei scrisori deschise, dar care în CEX, din câte știu, a stat foarte cu minte. Pentru că lașitatea la PSD este... Da? Deci doamna Firea a rămas singura luptătoare din acel CEX, cu toți bărbații din politica de partid. Singurul, nu suntem la ultimul episod cu Țuțuianu, ascultați ce vă spun, că cam o dată la săptămână iesa. Am observat, în ultimele trei săptămâni, trei înregistrări să fie de bine, să nu fie rău. Singurul dintre semnatari și probabil dușmanul declarat al lui Dragnea este domnul Stănescu de la Dezvoltare. E bine, în acest moment e ședință de taină. La... Cu Teodorovici împreună. Dar de unde știi, prea le știți pe toate, Monica Tatoie. Ședință de taină în biroul lui Dragnea. Diana Bone ne povestește ce și cum. Bun găsit, Diana. Bun găsit, de aproximativ o oră și jumătate a început această ședință care are loc în biroul lui Liviu Dragnea. Sunt invitați la această discuție atât ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, cât și ministrul dezvoltării, Paul Stănescu, și secretarii de stat de la cele două ministere. Se discută despre echilibrarea bugetelor locale. De altfel, aceasta este o discuție care planează în Partidul Social Democrat încă de la începutul anului și, de altfel, socialdemocrații au spus că vor rezolva această problemă până la finalul acestui an. Se va discuta, de altfel, ca bugetele locale să aibă ceva mai mulți bani în viitor. În condițiile în care până în acest moment banii care le reveneau erau calculați în funcție de numărul de locuitori, aproximativ 750 de lei pentru fiecare persoană. Se dorește ca impozitul pe venit să revină, iată, 100% în visteria administrațiilor locale. Cel mai probabil se va implementa această nouă modalitate de calcul printr-o ordonanță guvernamentală. De altfel, sunt importante aceste discuții care se poartă tocmai acum, pentru că știm foarte bine că numele lui Paul Stănescu este pe lista miniștrilor care este foarte, posibil să fie remaniați în următoarele discuții din sânul Partidului Social Democrat. Și de altfel, săptămâna viitoare, chiar marți, va exista o ședință de guvern. Cum vă spuneam, chiar premierul Viorica Dăncilă în luna februarie dădea asigurări că până la finalul acestui an se va remedia această problemă a bugetelor locale și, de altfel, se lucrează în această perioadă și pentru o serie de coduri pentru finanțele locale. Da, mulțumesc, Diana, pentru multele detalii pe care ni le-ai furnizat. Sunt și eu curios cum arată și cum e în sânul Partidului Social Democrat. Dincolo de asta, există acum o bătălie, probabil că acolo în birou la Dragnea, între două fumuri, rotocoale din fumul de țigară, se înjură pe rupte. De ce? Pentru că Stănescu, conform surselor pe care le avem și noi așa, tot refuză să scrie o repede ordonanță de urgență prin care, iată, să se dea bani la primării. Pe principiu ați mărit salariile, ați păpat-o bugetul, descurcați-vă. Teodorovici, vă dați seama, face și el ca la club, adică hai să vedem ce mai facem, poate găsim bani. Și uite așa, există la presiunea baronilor locali încă o problemă pe capul lui Liviu Dragnea. Stănescu acum el știe că va dispărea din guvern și pe această cale se ține sus și tare. Ce spuneți? Bă, de la urma unei discuții cu ușile închise a ieșit după aia și l-a aplaudat pe domnul Dragnea. Să așteptăm să iasă de acolo. Claudiu Săfără, are Dragnea așa o putere de persoasiune asupra ministrul ăsta? O putere. Da, e atât de convingător băiatul ăsta? Are, gândiți vă că un președinte de partid, mai exemplu la PSD, de fapt la PSD, este un om care gândește absolut tranzacțional. Ce înseamnă asta, domnul? Îmi dai, îți dau. Pe semnătura domnului Dragnea au fost numiți mii de consilieri locali la alegerile din 2016, pe semnătura domniei sale, în sensul în care e de acord tot ce a însemnat funcție
în administrația locală și, evident, în administrația centrală de partea PSD-ului prin algoritmurile acestea politice au fost binecuvântate de domnul Dragnea. De domnul Dragnea se leagă practic toată infrastructura relațională din majoritatea parlamentară. Și majoritatea parlamentară, nu mai vorbim, nu mai vorbim de formula guvernamentală. De domnul Dragnea, de președintele PSD, se leagă întreaga rețea de interese care devin complicități, odată cu apărarea domnului Dragnea până în pânzele albe, din întregul Partid Social Democrat. Și atunci de unde vine discursul la Duma? Și mai urmează ceva, domnul Săptoiu. Urmează listele pentru europarlamentare. Evident, astea sunt care sunt foarte, foarte importante. Corect. Și domnul Liviu, nu domnul, că nu e domn, Liviu Dragnea este în stare să arunce în aer viitorul PSD-ului la Bruxelles, pentru că trebuie să se și răzbunător. Se răzbună, păi da, nu vrea să o pună pe Corina Crețu, pe Ioan Mircea Pașcu, deci nu, numai ăia care îi pupă lui opincile. Da, doamna, dar vedeți că mulți se întorc. Era lista aia 20 de ani când au ieșit de acolo, mai erau doi. Politicii românești. Oare sunt lași sau sunt lucrul ăsta se întâmplă, dacă îmi permiteți. Țuțări? Da. Dar ce la? Dați-mi definiția la țuțăr. Ăla de... Atenție că stăm la televiziune publică în miezul zilei. Ce face vițelul la țâța vaci? Suge. Aha. Bun. Eu vreau să spun că ceea ce semnala doamna Tatoiu, sigur că se întâmplă, dar se întâmplă la nivelul oricărui partid politic. Atâta vreme cât președintele de partid are ultimul cuvânt în desemnarea acestor persoane care ocupă funcții publice, nu se va schimba nimic în politica românească. Adică partidul este așa, discursul, un fel de... Discursul președintelor de partide în România este dual. Când e bâja nu pentru ei, discurs, zice, partidul a hotărât. Când e bine pentru ei, am luat hotărârea. Vreți președintele de partid să vină la noastră de emisiune și să spună că eu decid totul? Bogdan Bărbăceanu, iau hotărârea să iau publicitate. Dragilor, vom vorbi despre sfânta șpagă în proximitatea scutului antirachetă de la Deveselu. Băi, șpagă să fie, da? Și noi puțin. Hai, publicitate, revenim imediat. Dureri în gât? Faringo Intensiv calmează rapid durerea în gât, reduce inflamația și iritația, ameliorând dificultatea la înghițire. Efect până la 4 ore. Faringo Intensiv. Tocmai m-am întors de la farmacie. Mi-a dat Dolorgit gel analgezic pentru dureri musculare și articulare acute. Are 50 de mililitri și, ce este cel mai important, conține și ingrediente naturale. M-am săturat de atâtea chimicale. Eu folosesc deja Dolorgit, dar în ambalaj mare, pe care l-am achiziționat din farmacia Catena, la un preț special. Este și mai avantajos la preț și pot să-l folosesc mai mult timp. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de o ofertă specială la produsele din gama Dolorgit. Uneori e bine să ai o zi în care să nu planifici nimic și să faci doar ceea ce îți dorești. Săptămâna aceasta ai pullover tricotat sau jeggings modelatori începând de la 39,99 lei. Bluză pentru bărbați la doar 34,99 lei. Și jeans straight fit la doar 59,99 lei. Lidl. Meriți să fii surprins! Întotdeauna ceva nou. Observați fire de păr nedorite deasupra buzelor? Ați găsit fire pe barbă sau fire de păr mici și enervante vă acoperă obrazul? Îndepărtarea părului facial e obositoare și mai ales foarte dureroasă. Una dintre cele mai sensibile zone a corpului nostru este pielea feței. Trebuie să avem grijă de aceasta și să îndepărtăm părul facial cu originalul Roxy Pocket Shaver. Roxy Pocket Shaver este soluția cea mai bună. Îndepărtează fără durere și rapid toate tipurile de păr facial. Este compact, discret și mereu la îndemână. Roxy Pocket Shaver, pentru o piele perfect, fină și impecabilă. Originalul Roxy Pocket Shaver poate fi utilizat pentru toate tipurile de piele. Îndepărtează firele de păr din jurul buzelor, de pe barbă și astfel fața dumneavoastră va deveni deosebit de netedă, fără durere, în câteva secunde. Și cel mai mare avantaj al dispozitivului este că nu stimulează creșterea părului. Niciodată nu a fost mai ușoară și mai plăcută îndepărtarea părului facial. Roxy m-a uimit absolut! Originalul Roxy Pocket Shaver poate fi folosit pe orice tip de piele și pe oricare parte a feței. Capul rotativ acoperit cu aur de 18 carate poate îndepărta ușor toate firele de păr, fără durere și în doar
câteva secunde, fără erupție cutanată, înroșire sau iritarea pielii. Originalul Roxy Pocket Shaver este rezistent la stropire. Îl putem folosi chiar și sub duș. Designul lui unic și elegant vă oferă o discreție absolută. Originalul Roxy Pocket Shaver îndepărtează incredibil de precis firele de păr de pe obrazul dumneavoastră, deși la prima vedere seamănă cu un ruj. Mulțumit aspectului său, elegant nu va sări în ochi în nicio situație. Numai originalul Roxy Pocket Shaver este atât de compact, discret și mereu la îndemână. Ani în șir m-am chinuit cu smulgerea firelor și cu ceara. A fost extrem de obositor. Apoi am descoperit Roxy Pocket Shaver și imediat m-am îndrăgostit de el. Este extrem de blând, ușor ca o pană și folosirea lui nu este dureroasă. Nu există dispozitiv pentru îndepărtarea părului mai bun decât Roxy al meu. Cel mai mare avantaj este că firele de păr nu se întăresc. Originalul Roxy Pocket Shaver e dispozitivul perfect pentru îndepărtarea părului. Pur și simplu ideal pentru orice tip de ten. Priviți! Pentru tenul deschis la culoare, tenul sensibil, tenul uscat, tenul îmbătrânit, tenul încărcat. E pur și simplu fantastic! Toate femeile își doresc o piele impecabilă, dar în jurul buzelor, pe barbă și mai ales pe obraz, adesea cresc fire de păr neplăcute. Astfel, machiajul va prezenta imperfecțiuni. Cu Roxy veți putea înlătura ușor aceste fire de păr, blând, fără durere, în doar câteva clipe. Astfel, nimic nu vă va mai deranja la aplicarea cremei sau machiajului. Cel mai mare avantaj este că nu stimulează creșterea părului. După depilare, mulți dintre oaspeții mei suferă de iritații ale pielii și erupții cutanate. Ceara exfoliază pielea ca și cremele de îndepărtare a părului. Dar Roxy lucrează ușor și cu atenție. Vă recomand Roxy Pocket Shaver cu încredere. Sunați acum și cumpărați la prețul imbatabil de mic Media Shop propriul dumneavoastră dispozitiv compact pentru îndepărtarea părului, originalul Roxy Pocket Shaver, împreună cu capacul practic și indispensabilă perie de curățare. Dar asta încă nu e totul! Dacă sunați și comandați produsul chiar acum, vă oferim suplimentar, adică gratis, un cap cu un veliș de aur de 18 carate. Produsele asemănătoare nu ajung nici pe departe de la calitatea lui Roxy Pocket Shaver, însă prețul acestora poate ajunge și până la 350 de lei. Dar originalul Roxy Pocket Shaver nu costă 350 de lei, nici 300. Și da, vedeți bine, e mai ieftin chiar de 200 de lei. Originalul Roxy Pocket Shaver, împreună cu capul suplimentar gratuit, poate fi achiziționat azi la prețul minim Media Shop de numai 169 de lei. Dar stop! Dacă sunați și comandați chiar acum acest dispozitiv fantastic pentru îndepărtarea părului, dublăm oferta! Da, ați auzit corect! Pe lângă primul set, vă trimitem și un al doilea set complet pentru îndepărtarea părului, Roxy Pocket Shaver și toate acestea gratis! Iar dumneavoastră veți plăti în continuare prețul minim, imbatabil de mic Media Shop de numai 169 de lei! Astfel, dumneavoastră economisiți cu un singur apel aproape 170 de lei! Bineînțeles, și la Roxy Pocket Shaver este valabilă garanția de satisfacție Media Shop de 30 de zile și restituirea prețului plătit. Dar atenție! Această ofertă este strict limitată și este valabilă pentru o perioadă scurtă de timp. Ce mai așteptați? Sunați chiar acum sau comandați comod produsul la pagina www.mediashoptv.ro. Avem nevoie de căldură pentru a crește și de lumină pentru a ne dezvolta. Avem nevoie să fim împreună. Împreună ne simțim mult mai puternici, mult mai încrezători în drumul pe care îl parcurgem. La Electrica Furnizare avem electricitate și gaze naturale într-un singur pachet. Împreună pentru ceea ce contează. Bucură-te de colțul tău de natură și de micul dejun cu Almete. Pufoasă și delicată, crema de brânză Almete păstrează gustul ingredientelor naturale. Almete. Gustul pufos al naturii. În cazul consumului excesiv de medicamente, protejează-ți natural ficatul cu Hepatoprotect Forte. Favorizează eliminarea toxinelor și ajută la menținerea funcțiilor normale ale ficatului. Hepatoprotect Forte. Aliatul natural al ficatului tău. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Eu cred că succesul e despre fiecare clipă în care ești tu însuți. Aici și acum. Să faci ce-ți place
indiferent ce spun alții. Sunt Tudor Chirilă și dau opere pentru România care gândește deschis. Ciuc, succes din România nouă. Aceasta este senzaționala tabletă cu lapte Aro, care potolește pofta de dulce cu orice bucată ruptă din ea. La cât de puțin costă, își face treaba senzațional, la fel ca toate produsele din gama Aro. Aro, de bază prin casă. Am revenit, doamnelor și domnilor, s-a găsit tanța cu mielul, ca să fie vorba între noi. Un scandal cât casa, primarul din Deveselu, locul unde se află scutul antirachetă, este trimis în judecată de DNA pentru că a încercat să facă rost de niște bani. Dar culmea, fiți atenți de unde a încercat el să facă rost de bani. S-au dat niște bani pentru a se face drumul exact către locul unde este scutul antirachetă, pentru asfaltarea acelui drum. Iar domn primar Ion Alimandă, numele său, așa a zis, stați bă, dar eu o șpagă de vreo 70.000 nu-mi iau din banii ăștia, și a ținut banii blocați teoretic până să primească șpaga. Constructorul, mare, mare atenție, este finul Unelu Iordache, care și el la rândul lui are ce? Niște probleme tot de genul acesta cu DNA. Ceea ce mi se pare mie haios este faptul că, domnule, bă, americani, s-o știm și noi, dar șpaga e sfântă în România. Gândiți-vă la următorul lucru. La ce să mă mai gândesc? Dacă omul ăsta a fost în stare să ceară șpagă în acest context, exact, cât de adânc în ADN-ul lui este luatul șpăgii. Deci dacă e atât, deci este un algoritm normal, adică e ca și când se bei apă, mănânci, da, uitați-vă așa, șpagă. Uitați-vă atunci... așa, deci drumul avea 620 de metri. Ăla de intră în baza de la Deveselu, unde umblă ăștia cu balistica, da? Și unde sunt americani, se duc cu balistica și bosul ce a zis? Ia, frățele, da, vreți să facem drumul ăsta? Dar vă spun eu ceva. Da, și mie vreo 70 de metri șpagă. Că de ce? Știți că toată baza de la Deveselu a fost făcută în primul rând cu firme turcești. Așa, și reparațiile de la Cogălniceanu, tot cu firme turcești pentru... Aferim. Da? Așa. Aferim. Deci, să știți, da. Și de pentru ce este cunoscută Turcia în istoria României? Pentru peșcheși și alte chestii. Hai să vorbim, hai să nu fim mai catolici decât aici papa. Stați că erau asociere. Nu există o soluție definitivă. Aici e o asociere de firme între firma de construcții condusă de finul Unelu Iordache. Deci imaginați-vă că nu era prima oară când domnul cerea adică șpagă și zice, cred că nici, bă, nu, nici nu se uita prea des ce se întâmplă cu DNA-ul, pentru că nu cred că ar fi cerut șpagă unei persoane care era arestată sau familiei persoanei care era arestată preventiv de DNA în contextul în care denunțul era la mare modă la vremea respectivă. Deci, dar e probabil că așa trăia și fiind depinzând exclusiv de semnătura lui, pentru că în astfel de cazuri depinde exclusiv de semnătura primarului, a gândit să ia 10, 12, 15 mii de euro pe drumul ăla. Mai venea ceva. Omul ăsta, hai să 70 de mii de lei. Imaginile cu nea omul, cu nea Aliman, că știți cum e? Noi aici, Guvernul Statelor Unite ale Americii a investit în baza asta de la Deveselu numai puțin de 400 de milioane de dolari, da? Și noi ăștia românica, băi, atâta trebuie să facem, hai să punem totuși un drum, că trec ăștia cu hammerurile, să se ducă de aici de acolo, să mai duc și ei la bufetul din comună să ia. Ăsta se poza cu toți, cu ambasadorul, domnul Aliman ăsta, primarul ăla, cu știți care, cu tricolorul, da? În jur. Ei, deci domnul Aliman a zis așa, băi, iepurași, adică voi vreți să faceți drumul de 620 de metri? Da. Bă, până nu primește domn primar să trăiți pe această cale 5%, de ce? Și culmea, întrebarea mea este alta. Cât de prost poți să fii când toate privirile sunt pe tine acolo? Cât de prost poți să fii ca să-l alegi pe domnul ăsta? Lasă că până la alegeri... Să-l alegi primar. Cât de prost poți să fii când toate tunurile sunt pe tine? Nu numai sătenilor, dar și a tuturor serviciilor posibile și imposibile. Dacă a mers spionași tot timpul. Tot timpul să ceri șpagă, mă. Nu, dacă a mers tot timpul. Dar nu știm că a mers tot timpul. Haideți să fim serioși. Nu există soluție. Nu știu, domnule, da, lăsați. E prezumptiv nevinovat, da. Prezumția de nevinovăție se aplică în instanță. Și o stabilim și raport de cuantumul șpăgii. Pentru că totuși... Haideți, domnule, dar pe
într-un jumătate de kilometru cât să fie. Ia faceți să fie topeală. Că... Dacă ne uităm la ce înseamnă dosare de corupție, sigur că e cam puțin. Dacă era o autostradă de 300 de kilometri. Păi 15.000 de euro, jumătate de kilometru, 30.000 de euro. Deci cât e tot valoarea contractului? Cât e valoarea contractului? Deci omul are așa, a făcut licitație pentru asfaltarea tuturor drumurilor din comună, da? Așa. Valoarea totală e 9,2 milioane de lei, așa. Da? Aproape că 2 milioane de euro. Dar ideea este așa, primul drum, că așa sunt cutumele, da? Băi, pui un pic de asfalt, 620 de metri de la comună la, și anume baza de la Deveselu, știi? Să nu le sară coffee and tea la ăștia de pe bord, da? La americani, frații noștri cu racheta. Bun. Și pentru bucata asta... Pentru care asta, ne ceartă Putin. Pentru bucata asta, omul a zis așa, băi, dă și lui băiatul ceva acolo, să fie bine, să nu fie rău. Pentru că așa s-a întâmplat tot timpul. Repet, totuși. Pentru că așa s-a întâmplat tot timpul. Demonstrează că nu este un om care trăiește... cunoaște valoarea banului. Exact ce înseamnă expunerea... Hai vrei, dar totuși era de veselul în Oltenia. Costă mai mult avocat acum. Uite, uiți că a avut proiecte mult mai mari, probabil. Ori dacă ar fi primit din celelalte contracte pe care le-a... Are și de avocat. Stați puțin. Bă, cât de prost poți să fie? Nu. Asta e întrebarea. Cât de prost poți să fie? Să-i dăm și prezumția de nevinovăție. Pentru 15.000 de euro... Dom'le, îi dăm și prezumția de nevinovăție. Dar dacă a pretins banii ăștia, bă, cât de prost poți să fii, când dincolo de serviciile noastre... Cred că mai sunt și alte 20.000 de servicii acolo cu ochii pe bază. Cât de prost poți să fii pe tot ce mușcă acolo? Este incalificabil, nu poți spune altceva decât că este incalificabil un astfel de comportament al unui edil. Marea problemă e că dacă chestiile astea sunt împământenite, cum se spune aici, cum se crede, pentru că nu toată lumea e chiar atât de mânjită, nu, absolut. Problema este așa, americanii când vin și investesc țin foarte mult ca la transparența tranzacțiilor pe care le fac, inclusiv cu autoritățile guvernamentale, pentru că acolo au fost investiți și banii au fost dați către un OAT, către privat. Și atunci lucrul acela devine într-adevăr o marcă care mânjește administrația dacă locală. Hai să vedem însă ce spun judecătorii după ce au adunat toate dacă probele. Adevărat, dacă s-a făcut un asemenea... Pe casă, da, și avem un punct de vedere al dânsului. Sunt... Tace că e trigată și mic. Trebuie să iau publicitate. N-am ce să fac, ne taie MCR-ul. După publicitate vorbim despre pupinguriști. Da? Ce-mi place! Ăia răi de ieri, care astăzi nu mai sunt așa răi. Publicitate, revenim. Profiține! Prețurile mici! Acum la Profi! Pulpe de pui cu spate la doar 6,49 lei kilogramul. Profi! Mai ieftin, mai bun, mai aproape! Libertatea de mișcare e pentru mulți o mare provocare. Sensiblu te ajută să-ți păstrezi mobilitatea. Vino acum în farmaciile noastre și ai produsul Dr. Heart, calciu, vitamina D3, magneziu și zinc la prețul de 15 lei și 99 de bani. Sensiblu, avem grijă să fii protejat. Dureri în gât? Faringo Intensiv calmează rapid durerea în gât, reduce inflamația și iritația, ameliorând dificultatea la înghițire. Efect până la 4 ore. Faringo Intensiv. Poezia e în imperceptibila muzică pe care o aud când mama face de mâncare. Poezie e când toți cei dragi se strâng la masă și fac să se aburească de bucurie geamurile în casă. E poezie când se culcă liniștită pe patul de pâine felia de cașcaval din sandwichul meu de mâine. Hochland, bucuria gustului. Centrum îți aduce din nou mai mult. Formule noi și îmbunătățite, cu mai multă vitamina D, create pentru a susține nevoile tale nutriționale, pentru a trăi din plin fiecare moment. Cu energie, o minte activă, cu mușchi și oase puternice, chiar și după 50 de ani. Noile formule îmbunătățite. Centrum te completează. Somonul filiera calității Carrefour provine din Norvegia, este atent monitorizat încă de la depunerea icrelor și hrănit fără organisme modificate genetic. La un preț exagerat, presupun.
Nici de cum. Pe 26 și 27 octombrie găsești medalion de somon la doar 39,99 lei kilogramul. Asta înseamnă Egg for Food. Acțiuni concrete pentru ca tu să mănânci mai bine. Carrefour. Cu toții merităm ce e mai bun. Ispite culinare la tot pasul, în fiecare zi, dar și la mesele festive. Fiobilin se recomandă când ai bila leneșă pentru că o ajută să funcționeze normal, asigurând o digestie mai bună. Fiobilin pune bila leneșă la lucru. Când oferi produse proaspete, clienții tăi revin zi de zi. Vino la Metro în perioada 25-27 octombrie și găsești ceafă de porc dezosată origine Spania, produs proaspăt la 14,89 lei kilogramul. Și mai găsești și lămâi proaspete origine Turcia la 2,99 lei kilogramul. Oferă-le clienților tăi încă un motiv de a se întoarce. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. O scârietură, o tăietură, o arsură care se pot infecta. Ai grijă și folosește Baneocin. Se aplică ușor, dezinfectează rana și ajută vindecarea. Baneocin, un produs Sandoz. De ce durează atât de mult parfumul noului Savex? Antiflorica, se pare că ai descoperit și dumneata noul Savex Parfum Lock. Și parfumul durează atât de mult? Pentru că are capsule de parfum. Este o tehnologie inovativă care păstrează parfumul în țesătură. Cu fiecare mișcare, capsulele se sparg și parfumul este eliberat. Savex Parfum Lock, cheia care păstrează parfumul pentru mult timp. Indagra Food, târg internațional dedicat industriei alimentare, se desfășoară la Romexpo între 31 octombrie și 4 noiembrie. Cele mai noi echipamente, tehnologii și produse din industria alimentară doar la Indagra Food, eveniment organizat sub înaltul patronaj al președintelui României împreună cu Camerele de Comerț și Industrie din România și Ador Events. Mai multe detalii pe indagra-food.ro. Dureri de spate, de cap, de dinți. Paduden Forte acționează rapid asupra durerii și distruge lanțul consecințelor neplăcute. Padurere, Paduden Forte. Avem nevoie să fim împreună. Împreună ne simțim mult mai puternici. La Electrica Furnizare avem electricitate și gaze naturale într-un singur pachet. Împreună, pentru ceea ce contează. De ce să lași gripa sau răceala să te doboare? Nurofen, răceală și gripă, prin combinația de două substanțe active, acționează acolo unde este nevoie, împotriva febrei, durerilor și nasului înfundat. Ca tu să te bucuri mai departe de ceea ce contează. Nurofen, răceală și gripă. Țintește acum gripa și răceala. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Se spune că ea, consecvența, este cheia marilor succese. Din nefericire, stăm într-un paradox, doamnelor și domnilor. Contextul este următor. Tudorel Toader a început execuția, ghilotinarea domnului Augustin Lazăr. Până aici, dă-i vrute, nevrute, am comentat și noi, ba de acolo, ba de acolo și așa mai departe. E bine, Q Magazine a descoperit însă că anumiți formatori de opinie, de ăștia care sunt guru și zen pe internet și nu știu ce, în 2016, cam prin aprilie, când a apărut domnul Augustin Lazăr, BM Mega Chef, bă, îl făceau de porc. Dar știți cum îl făceau de porc? Un mediocru, un zero, un nimeni, n-are doctorat. Asta este o postare de-a domnului Tabalagă. Dar în corul detractorilor mai este și colegul Turcescu și Mircea Marian. Bă, era de porc, deci așa ceva nu se poate, că e omul lui X, că e omul lui Y și nu știu ce. Bă, ieri și alaltă ieri, aceleași personaje spuneau, domnule, deci, revocarea lui Tabalagă, îl citesc pe Tabalagă, revocarea lui Lazăr, citez, va avea efecte concrete de o gravitate excepțională. Domnule, hai să înțelegem și noi, că eu nu mai înțeleg nimic acum. Ce cu paradoxul ăsta? Că eu dacă mă iau tot după formatorii ăștia de opinie, ajung la balamuc, iertați-mă. Dar aici e vorba de principiu. Gândiți-vă pe ce, care a fost fondul problemei în 2016, când domnul Blaga, prietenul domnului Lazăr și al tatălui doamnei Căveși, care a dus-o pe doamna Căveși în atenția noastră pentru ca să urcăm pe piedestal, tocmai pleca de la butoane. Mai țineți minte? Marele strateg. Domnul Blaga, ăsta care vrea să fie acum pe liste la PNL, la europarlamentar, da? Așa. Pe fondul ăla, da? Blaga s-a întors? S-a întors și roata. Asta e tot. Deci întotdeauna când se întâmplă ceva, o știre, eu am învățat. Stați un pic, domnul Blaga a plecat obligat de statutul partidului că era urmărit penal la vremea respectivă. Da, și atunci, odată cu... A fost achitat între timp.
Deci, domnul vine de la mine. Eu, părerea mea e că vorbeau despre un principiu, pentru că ceea ce a făcut Tudorel Toader acum, prin să revoce el pe cine dorește procurori general, procuror DNA, aduce o mare, aduce un mare semn de întrebare asupra politicului care interferează foarte mult în justiție. Ce spuneau la vremea, și oricum până dacă stăm să ne, cine era domnul Augustin Lazăr? Nu, eu nu înțeleg că se de genul ăsta. Ce se întâmplă? Nu, dar ce se întâmplă în spațiul ăsta când corul nibelungilor la un moment dat se șea? Băi, de porc ăsta? Cine e ăsta? E un nimic, un comunist? Nu, e omul care a absolvit pe Iohannis. Stați puțin. Deci atunci, eu țin minte foarte clar că în spațiul public, ăsta a fost primul lucru. Omul vine de la Alba Iulia, unde au fost închise niște dosare ale lui Iohannis. Hai, suntem în prag de publicitate, ne revedem la ora 14, doamnelor și domnilor. O să vorbim despre Harry Potter, nonconformistul de la cercetare, de asemenea despre moțiunea de cenzură la care PNL-ul nu vrea să acheseze, de ce oare, și multe alte subiecte interesante pentru dumneavoastră. Rămâneți cu noi! Doriți să vă renovați casa cu pereți proaspăt vopsiți, însă toate pregătirile pe care le implică acest lucru și vopseaua care se varsă peste tot vă dau bătăi de cap? Trebuie să mutați toată mobila, să o acoperiți și să pierdeți ore întregi folosind banda adezivă pentru a acoperi toate zonele pe care doriți să le protejați de stropii de vopsea, ca să nu mai vorbim despre turnatul vopselei iar și iar în tava de vopsea, făcând mizerie peste tot. Și încă nu ați început treaba și, oh, ați scăpat și găleata cu vopsea pe jos. Ce mizerie! Ceea ce aveți cu adevărat nevoie este noul Easy Paint Pro, sistemul rapid și ușor de vopsit profesional care vă poate recondiționa un perete întreg, tavanul sau chiar ușa garajului în doar câteva minute, fără un du-te vino constant la tava de vopsea și fără stropi împrăștiați peste tot. Pur și simplu, turnați vopseaua dorită, puneți capacul și aplicați stratul perfect de vopsea. Este ca și cum ați avea o întreagă cutie de vopsea într-o singură rolă compactă, inovatoare și fără stropi. Și puteți controla cât de groasă este vopseaua în funcție de cât de mult apăsați, deci tot ceea ce aveți nevoie este doar un singur strat. Unul dintre accesoriile fantastice pe care le obțineți împreună cu Easy Paint Pro este acesta pentru margini, care vă economisește timp întrucât puteți obține o linie dreaptă atunci când vopsiți tavanul fără bandă adezivă. Priviți cât de repede și de ușor este, fără vreo pată de vopsea pe priza de pe perete. Nu folosim nicio bandă adezivă protectoare. Este perfect și pentru a obține o linie dreaptă la marginea peretelui. Este ușor, este rapid, este unicul Easy Paint Pro. Imaginați-vă să vopsiți un întreg zid în doar 5 minute sau o cameră întreagă în doar 20 de minute. Îi puteți atașa orice coadă sau prelungitor de mătură pentru a picta rapid un tavan întreg și nu mai trebuie să vă faceți griji în privința vreunui strop sau unei pete. Un alt accesoriu care vă economisește timp și pe care îl veți primi împreună cu Easy Paint Pro este acest accesoriu pentru colțuri destinat spațiilor greu accesibile. Cu Easy Paint Pro am eliminat practic timpul pierdut cu pregătirile pentru vopsit, permițându-vă să economisiți timp și bani. Secretul din spatele acestei noi tehnologii uimitoare este capul inovator al microfibrei Easy Paint Pro și sistemul său de distribuire a vopselei, care eliberează vopseaua într-un flux perfect și uniform, cu o precizie asemănătoare unui dispozitiv electric, oferindu-vă un strat perfect de fiecare dată, fără stropi. Așadar, de acum încolo, vă veți bucura să vopsiți acel lemn vechi și urât, deoarece Easy Paint Pro este atât de ușor și rapid. Este incredibil! Am luat Easy Paint Pro la un centru comercial pentru a capta reacțiile oamenilor atunci când l-au încercat pentru prima dată. Oh, wow! Alunecă foarte ușor. Wow! Priviți ce poate face! Lucrează atât de ușor și de frumos! Ei bine, este ușor de folosit. Ce unealtă uimitoare! Nu mai am nevoie de profesionist. Acum eu sunt acela. Dacă aș putea să vopsesc un perete întreg în doar 5 minute, cât timp îmi va lua să vopsesc o cameră întreagă? Este foarte rapid. Mă simt ca un grav profesionist, pentru că nici măcar nu se văd urmele lăsate de rolo. Funcționează foarte bine. Vă economisește timp și bani. Îmi place.
Popsitul este mai ușor. Fără stropi, fără pete, fără mizerie, fără scurgeri. Easy Paint Pro funcționează cu adevărat. I-aș da nota 10. Toată lumea știe că un zugrav profesionist vă poate costa o mică avere și pentru a obține rezultate profesionale de unul singur, folosind pensule convenționale de vopsit sau role clasice, este adesea o mare bătaie de cap și o pierdere de timp. Tocmai de aceea vă propunem Easy Paint Pro pentru a vă ajuta să vă vopsiți întreaga casă într-o fracțiune de timp și cu cele mai mici costuri. Motivul este simplu, doar turnați vopseaua și vopsiți. Este atât de ușor de utilizat și vă oferă rezultate profesionale. Iar spre deosebire de rolele tradiționale care stropesc peste tot, Easy Paint Pro nu picură și acoperă aproape fiecare suprafață. În plus, este mult mai rapid decât vechiul mod de a vopsi. Cei mai mulți dintre noi folosesc o rolă tradițională, dar chiar și una profesională nu se compară cu viteza și cu ușurința utilizării Easy Paint Pro. Și nu mai aveți nevoie de tot echipamentul de care aveați nevoie în trecut pentru a vopsi cu vechile metode. Nu mai este nevoie de bandă protectoare pentru a vă proteja podeaua sau cadrul ușilor, nici de foi împotriva picăturilor. Datorită Easy Paint Pro, economisiți timp și efort pentru rezultate cât mai profesionale, având în vedere faptul că, folosind chiar și role profesionale, trebuie să aplicați strat după strat de vopsea. Vom demonstra cât de bine funcționează Easy Paint Pro și vă vom arăta diferența cu o pensulă obișnuită și o rolă tradițională. Știm cu toții că pensulele au fost folosite în vopsit de sute de ani, iar dacă nu sunteți zugrav profesionist, este foarte dificil să obțineți finisajul perfect. Folosind pensula, se vede direct prin stratul de vopsea aplicat. Iar cu o rolă obișnuită este necesar să se treacă de cel puțin 4 ori și nici așa acoperirea nu este suficientă pentru un finisaj perfect. Priviți cu atenție în timp ce folosim Easy Paint Pro pentru a vedea cum acoperă cu un singur strat. Nu mai trebuie să trecem de vreo 4 ori pentru că fundalul este deja acoperit complet într-un singur strat. Dar pentru a lucra corect folosim și rola tradițională, așa cum am folosit Easy Paint Pro și așa arată după un singur strat aplicat cu o pensulă și cu rola tradițională. Și nu numai că este nevoie de un al doilea strat, dar priviți mai atent la finisare. După cum observați, rola a lăsat urme inegale care sunt vizibile în mod clar, inclusiv efectul de coajă de portocală. Nu vă doriți asta pe perete. Acum priviți atent la finisajul lăsat de Easy Paint Pro, cât de frumos de neted și de uniform. Și curățarea este la fel de ușoară, trebuie doar clătit sub jetul de apă de la robinet. Nimic nu egalează rapiditatea, puterea și performanța uimitoare ale Easy Paint Pro. Dacă puteți folosi o mătură, un mop, puteți transforma aspectul oricărei camere din casa dumneavoastră prin simpla utilizare a Easy Paint Pro. Iată cum îl puteți obține chiar astăzi. Doriți să vă renovați casa cu pereți proaspăt vopsiți, însă toate pregătirile pe care le implică acest lucru și vopseaua care se varsă peste tot vă dau bătăi de cap? Trebuie să mutați toată mobila, să o acoperiți și să pierdeți ore întregi folosind banda adezivă pentru a acoperi toate zonele pe care doriți să le protejați de stropii de vopsea? Ca să nu mai vorbim despre turnatul vopselei iar și iar în tava de vopsea, făcând mizerie peste tot. Și încă nu ați început treaba. Și, ați scăpat și găleata cu vopsea pe jos. Ce mizerie! Ceea ce aveți cu adevărat nevoie este noul Easy Paint Pro. Sistemul rapid și ușor de vopsit profesional care vă poate recondiționa un perete întreg, tavanul sau chiar ușa garajului în doar câteva minute, fără un dute vino constant la tava de vopsea și fără stropi împrăștiați peste tot. Iar curățarea este atât de ușoară, doar clătit sub jetul de apă de la robinet. Nu mai așteptați! Dacă doriți să vopsiți rapid și ușor cu rezultate profesionale, atunci sunați și comandați propriul dumneavoastră Easy Paint Pro la prețul nostru incredibil de mic, de numai 139 lei. Dar asta nu este tot! Împreună cu rola Easy Paint Pro veți primi ustensila pentru margini și ustensila pentru colțuri pentru a putea termina vopsitul mult mai ușor și mai rapid decât oricând. În pachetul nostru vom include de asemenea acest recipient pentru amestecarea și turnarea vopselei, dar și această tăviță pe care să puteți așeza trafaletul dumneavoastră. Ce mai așteptați? Sunați sau vizitați site-ul nostru și obțineți chiar acum propriul dumneavoastră sistem pentru vopsit Easy Paint Pro la prețul nostru mic de numai 139 lei. Cu sistemul pentru vopsit Easy Paint Pro veți putea vopsi mai repede și mai ușor, fără mizerie peste tot. Oferiți un aspect nou și revigorant casei dumneavoastră cu ajutorul Easy Paint Pro.
Sunați și comandați chiar acum! Easy Paint Pro este un alt produs exclusiv de la Telestar Direct Marketing. Doriți să vă renovați casa cu pereți proaspăt vopsiți, însă toate pregătirile pe care le implică acest lucru și vopseaua care se varsă peste tot vă dau bătăi de cap? Trebuie să mutați toată mobila, să o acoperiți și să pierdeți ore întregi folosind banda adezivă pentru a acoperi toate zonele pe care doriți să le protejați de stropii de vopsea, ca să nu mai vorbim despre turnatul vopselei iar și iar în tava de vopsea, făcând mizerie peste tot. Și încă nu ați început treaba și, oh, ați scăpat și găleata cu vopsea pe jos. Ce mizerie! Ceea ce aveți cu adevărat nevoie este noul Easy Paint Pro, sistemul rapid și ușor de vopsit profesional care vă poate recondiționa un perete întreg, tavanul sau chiar ușa garajului în doar câteva minute, fără un du-te vino constant la tava de vopsea și fără stropi împrăștiați peste tot. Pur și simplu, turnați vopseaua dorită, puneți capacul și aplicați stratul perfect de vopsea. Este ca și cum ați avea o întreagă cutie de vopsea într-o singură rolă compactă, inovatoare și fără stropi. Și puteți controla cât de groasă este vopseaua în funcție de cât de mult apăsați, deci tot ceea ce aveți nevoie este doar un singur strat. Imaginați-vă să vopsiți un întreg zid în doar 5 minute sau o cameră întreagă în doar 20 de minute. Îi puteți atașa orice coadă sau prelungitor de mătură pentru a picta rapid un tavan întreg și nu mai trebuie să vă faceți griji în privința vreunui strop sau unei pete. Un alt accesoriu care vă economisește timp și pe care îl veți primi împreună cu Easy Paint Pro este acest accesoriu pentru colțuri destinat spațiilor greu accesibile. Cu Easy Paint Pro am eliminat practic timpul pierdut cu pregătirile pentru vopsit, permițându-vă să economisiți timp și bani. Secretul din spatele acestei noi tehnologii uimitoare este capul inovator al microfibrei Easy Paint Pro și sistemul său de distribuire a vopselei, care eliberează vopseaua într-un flux perfect și uniform, cu o precizie asemănătoare unui dispozitiv electric, oferindu-vă un strat perfect de fiecare dată, fără stropi. Așadar, de acum încolo, vă veți bucura să vopsiți acel lemn vechi și urât, deoarece Easy Paint Pro este atât de ușor și rapid. Este incredibil! Am luat Easy Paint Pro la un centru comercial pentru a capta reacțiile oamenilor atunci când l-au încercat pentru prima dată. Oh, wow! Alunecă foarte ușor! Wow! Priviți ce poate face! Lucrează atât de ușor și de frumos! Ei bine, este ușor de folosit! Ce unealtă uimitoare! Nu mai am nevoie de profesionist! Acum eu sunt acela! Dacă aș putea să vopsesc un perete întreg în doar 5 minute, cât timp îmi va lua să vopsesc o cameră întreagă? Este foarte rapid! Mă simt ca un zugrav profesionist, pentru că nici măcar nu se văd urmele lăsate de rolo. Funcționează foarte bine! Vă economisește timp și bani. Îmi place! Vopsitul este mai ușor! Fără strop, fără pete, fără mizerie, fără scurgeri, Easy Paint Pro funcționează cu adevărat. I-aș da nota 10. Toată lumea știe că un zugrav profesionist vă poate costa o mică avere și pentru a obține rezultate profesionale de unul singur, folosind pensule convenționale de vopsit sau role clasice, este adesea o mare bătaie de cap și o pierdere de timp. Tocmai de aceea vă propunem Easy Paint Pro pentru a vă ajuta să vă vopsiți întreaga casă într-o fracțiune de timp și cu cele mai mici costuri. Motivul este simplu, doar turnați vopseaua și vopsiți! Este atât de ușor de utilizat și vă oferă rezultate profesionale. Iar spre deosebire de rolele tradiționale care stropesc peste tot, Easy Paint Pro nu picură și acoperă aproape fiecare suprafață. În plus, este mult mai rapid decât vechiul mod de a vopsi. Cei mai mulți dintre noi folosesc o rolă tradițională, dar chiar și una profesională nu se compară cu viteza și cu ușurința utilizării Easy Paint Pro. Și nu mai aveți nevoie de tot echipamentul de care aveați nevoie în trecut pentru a vopsi cu vechile metode. Nu mai este nevoie de bandă protectoare pentru a vă proteja podeaua sau cadrul ușilor, nici de foi împotriva picăturilor. Datorită Easy Paint Pro, economisiți timp și efort pentru rezultate cât mai profesionale, având în vedere faptul că, folosind chiar și role profesionale, trebuie să aplicați strat după strat de vopsea. Dacă puteți folosi o mătură, un mop, puteți transforma aspectul oricărei camere din casa dumneavoastră prin simpla utilizare a Easy Paint Pro. Iată cum îl puteți obține chiar astăzi. Doriți să vă renovați casa cu pereți proaspăt vopsiți, însă toate pregătirile pe care le implică acest lucru și vopseaua care se varsă peste tot,
vă dau bătăi de cap, trebuie să mutați toată mobila, să o acoperiți și să pierdeți ore întregi folosind banda adezivă pentru a acoperi toate zonele pe care doriți să le protejați de stropii de vopsea, ca să nu mai vorbim despre turnatul vopselei, iar și iar în tava de vopsea, făcând mizerie peste tot. Și încă nu ați început treaba și, ați căpat și găleata cu vopsea pe jos. Ce mizerie! Ceea ce aveți cu adevărat nevoie este noul Easy Paint Pro, sistemul rapid și ușor de vopsit profesional care vă poate recondiționa un perete întreg, tavanul sau chiar ușa garajului în doar câteva minute, fără un dute vino constant la tava de vopsea și fără stropi împrăștiați peste tot. Iar curățarea este atât de ușoară, doar clătiți sub jetul de apă de la robinet. Nu mai așteptați! Dacă doriți să vopsiți rapid și ușor cu rezultate profesionale, atunci sunați și comandați propriul dumneavoastră Easy Paint Pro la prețul nostru incredibil de mic, de numai 139 lei. Dar asta nu este tot. Împreună cu rola la Easy Paint Pro veți primi ustensila pentru margini și ustensila pentru colțuri pentru a putea termina vopsitul mult mai ușor și mai rapid decât oricând. În pachetul nostru vom include de asemenea acest recipient pentru amestecarea și turnarea vopselei, dar și această tăviță pe care să puteți așeza trafaletul dumneavoastră. Ce mai așteptați? Sunați sau vizitați site-ul nostru și obțineți chiar acum propriul dumneavoastră sistem pentru vopsit Easy Paint Pro la prețul nostru mic de numai 139 lei. Cu sistemul pentru vopsit Easy Paint Pro veți putea vopsi mai repede și mai ușor, fără mizerie peste tot. Oferiți un aspect nou și revigorant casei dumneavoastră cu ajutorul Easy Paint Pro. Sunați și comandați